Ciao! Batura lui Lidl este excepțional, mi simt așa de bine. Se gătesc în aer liber, știți, ve primeam în bucătăria lui Lidl, dar de data asta suntem la aere. Și e minunat. Bucătarul Lidl, Antonio Passarelli, salve! Sunt aici să vă arăt că se poate găti într-un mod extraordinar, pe grătar, ok? De obicei, când mergem la grătar, ce facem? Venim cu carne de acasă, la aruncăm pe grătar. Data asta vreau să vă arăt cu o carne la grătar poți să prinde mai mult mirosurile folosind componentele de la magazinul Lidl. Astăzi vom pregăti niște pulpe disosate, aici am pulpe disosate, cu mirodenile, că va fi rozmarin și salvie, un pic de piper, cu un sos de iogurt cu mustard, dar important, ele să fie marinate în bere. Începem de la mirodenile. Allora, aici am făcut un buchet de mirodenie, mai tai un pic de rozmarin, punem așa peste, levăm un pic de bere și stropim un strop, numai să umezim un pic carne noastră, după care levăm o pungă din asta ca se închide ermetic și punem tot înăuntru așa. Adăugăm câteva bobe de piper și acoperim cu bere. Așa. La cantitatea asta de carne ajunge. Vezi? Am chisem ermetic, da? Și lăsăm 3-4 ore. Chiar putem să venim cu ele gata făcute așa de acasă. Între timp, pregătim sosul. Pentru sosul care va însosi carne, ne trebuie câteva frunzulițe de salvie. Forfica mea, îl tai foarte, foarte subțire. Putem și să-l tai la cuțit. Hai să-l tai la cuțit, că mai frumos, da? Și acum fac un sos compus din muștard și iogurt. Și puneți una de muștard și 4 de iogurt. Pentru că nu trebuie să se simte muștard prea, prea tare. Foarte, foarte bun. Mai ales că când folosești un muștard bun de calitate, cum îl avem noi, Mikado, o, un iogurt bun, este Pilos, sigur e super ok. Eu adaug un pic de sare și un pic de piper. Suntem în faza de grătar. Vedem cum s-au făcut pulpele noastre. Buonissime! Punem direct pe grătar. Eu le pun totdeauna din parte pielei și încerc să am grijă să nu fie nimic pe ele, da? Deja se simte mirosul și vă garantez că e un miros excepțional. Aveți grijă, ripet, să nu lăsați nimic pe pulpele, da? Adică vorbesc de piper, o frunze de la rosmarino. Ok, finito. Allora, dacă cumva, atenție, aveți o problemă, că începe să ia un pic de foc flacăra, luați o bere și stropiți un pic peste. Acum avem un moment în care trebuie să întorcem carnea. Și atenție, până acum eu nu l-am sărată. Vedeți? Ia s-o fac frumos. Carnea nu trebuie întorsă de multe ore pe grătar. A, uitați ce frumos s-a făcut. Guarda, bellissima, caramellizzata, adică parțile astea mai închise la culoare sunt de la caramellizzare della bere, da? Acum, de bea acum, avem operazione 1. Levam sosul nostru de bere, deschidem frumos, băgam pensula, dam un pic pe carnea. Și odată că am făcut operațiunea rispettiva, de bea acum putem să trecem la faza cu sare și piper.
Da? Vom săra frumos. Și vom pune și un pic de piper, direct aici. Bun. Mai levăm un pic de bere, mai stingem aici. Putem să începem să pregătim farfuria noastră? Nu punem foarte mult sos. Căutăm o frunzuliță frumoasă, inimioară de... Eccola qua, l'am găsita. Allora, vediamo come sono. Io credo che sono gata. Da, sono gata. Arata forte bene. Și atunci le începem să le aranjăm aici. Asta sunt pulpele de pui marinate în bere cu rosmarin, salvie și piper și cu sos de iogurt cu muștar și un pic de salvie. Vă doresc poftă bună și ne revedem aici în pădure lui Lidl. Ciao!